Salubrizarea cimitirelor este o problemă spinoasă. De cele mai multe ori este lăsată exclusiv în grija rudelor celor răposați. Însă, atunci când bălăriile de pe morminte ajung mai înalte decât pietrele funerare, oamenii încep să se întrebe în atribuția cui este totuși îngrijirea locurilor de veci. Încă de cum intri în cimitir, priveliștea lasă de dorit. Pe alei, în stânga și în dreapta, mormane de gunoi. Ce să mai spunem despre mizeria care se găsește în apropierea mormintelor și ierburile care acoperă în multe cazuri nu numai cavourile, ci și pietrele funerare. În calitate de imam al acestei comunități, curățarea cimitirelor intră în atribuțiunea tuturor cetățenilor musulmani. Deci nu este de vină jamia sau comitetul. De fiecare dată și din cauza ploilor abundente care au fost, iarba n-ai ce-i face. Și din această cauză, comunitatea musulmană, prin comitetul său, avea angajați. Acum nu știu dacă mai sunt. În timpul zilei curățau. Dar până ajung în celălalt capăt, iarba crește la loc. Și din acea cauză, prin această cale, vreau să fac și un apel întregii comunități musulmane să meargă în cimitir și să-și curețe nu doar mormântul apropiatului său și pe un cuiva care nu mai are pe nimeni. Am vorbit și cu oamenii. Aceștia spun că imaginea cimitirului ne mulțumește și pe ei. Din cauza buruienilor, mulți bătrâni nu mai pot ajunge la mormintele celor dragi. Ei consideră că autoritățile, alături de oamenii din cadrul etniei turcotătare, trebuie să facă ceva. Ar trebui să ia sapa și cazmaua să vină și să facă treabă. Asta e. Altceva? Nimic. Într-adevăr, lasă puțin de dorit. N-aș putea să spun cine este de vină. Probabil comunitatea. Consilierii care avem, ăia, ăsta groparul, toată ziua umblă cu cravatul, cu ăsta. Ce se face? Asta e viața noastră. Sau să facă, băi, mâine, poi mâine, să anunțe de om de la om, bine, fiecare să facă cât de cât curățenie, domnule. Cum să facem să nu îi uităm pe cei adormiți? Este foarte important să le păstrăm via amintirea. Mormântul este o imagine a iubirii noastre față de Dumnezeu și față de semeni. În limba greacă, cimitir înseamnă dormitor. Atunci când cel drag nu își poate îngriji dormitorul, ne străduim să-i facem camera cât mai frumoasă, cu atât mai mult când este vorba despre dormitorul veșnic. Așadar, oamenii, alături de autoritățile locale, pot schimba imaginea oricărui cimitir din oraș.